Salut! Numele meu este Peran Novakovic. Și astăzi continuăm cu bonusul numărul 2 pentru luna a doua de Evolve. Am făcut o mică introducere până acum în care am explicat cum majoritatea experților în orice domeniu al vieții sunt săraci de obicei. Dar e suficient să ne uităm la profesori universitari, de exemplu, care au acces la cea mai bună informație, cea mai de calitate, cea mai nouă informație și totuși nu sunt printre cei mai bogați oameni din lume. Am să explic și care e cauza. Experții săraci nu sunt atenți la nevoile oamenilor din jur. Au pretenția ca cei din jur să se ridice la pretențiile lor. Scriu cărți sau creează produse sau oferă soluții care nu sunt pe nevoile consumatorilor, ale clienților. Fac produse care nu sunt pe nevoile clienților și ale consumatorilor. Ok, experții bogați, care sunt numai puțini, sunt acei oameni care reușesc să înțeleagă nevoile celor din jur și să creeze produse, servicii bazate pe nevoile și urgențele oamenilor din jur. Cam asta este rezumatul mare a introducerii la acest bonus. Și am mai spus că pe blogul sau pe site-ul nostru, dacă reușim să creăm conținut de valoare, aproape tot succesul este asigurat. Doar din acest factor. Să reușim să creăm conținut de valoare. Astăzi am să te învăț care este cel mai important pas pentru a crea conținut de valoare. Și anume, cum să aflăm nevoile oamenilor pentru care noi scriem, pentru care noi creăm conținut. Indiferent de domeniu. Că vorbim de lecții de salsa sau că vorbim de psihologie sau de medicină, nu contează. Există aceeași rețetă pentru a afla nevoile oamenilor. Și acum o aflăm. Cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci pentru a afla nevoile oamenilor din jur, legate de ceea ce tu ai de oferit ca expert, este să întrebi și apoi să asculți. Când am învățat prima oară lucrul ăsta, ne-am gândit, ok, hai să nu mai scriem articole sau materiale după ce credem noi că ar vrea oamenii, ci hai să întrebăm pe oameni ce vor ei. Și ce am făcut? Am făcut un mic experiment. Probabil știi site-ul Andrei Pap, stilul tău, da? Și am zis, ok, hai să nu mai scriem articole la întâmplare sau cum credem noi că e bine și hai să întrebăm fetele câteva întrebări simple, să le punem câteva întrebări simple fetelor care citesc blogul Andrei. Și am zis așa, pur și simplu am mers pe Messenger, pe Yahoo Messenger al Andrei și am întrebat fetele din lista ei de Messenger care sunt lucrurile pe care ele și le doresc cel mai mult din partea bărbaților din viața lor. A fost un mic sondaj, a fost o întrebare simplă pusă pe Yahoo Messenger. N-aveam pe atunci o listă foarte mare de e-mail, nu aveam acces la chestionare avansate, ci pur și simplu am pus o întrebare pe Yahoo Messenger. Am cules toate răspunsurile și din răspunsurile lor a reieșit următorul lucru. Erau trei cuvinte, practic, care se regăseau în aproape toate răspunsurile fetelor. Și anume, majoritatea femeilor vreau să fie respectate de bărbații din viața lor, să fie iubite și să primească atenție din partea lor. Mai erau și alte cuvinte, dar aproape în fiecare răspuns se găseau aceste trei cuvinte, ori unu, ori două, ori toate trei. Și am zis, ok, hai să facem un produs de test care să aibă în titlu exact aceste cuvinte. Și a fost, cum să atragi mai multă atenție, iubire și respect din partea bărbaților. Stilul tău, o rază de soare, așa se numea PDF-ul ei. Ei bine, vreau să spun că a fost un șoc pentru noi, pentru că a avut un succes enorm acest material PDF care este gratuit și îl poți găsi căutând pe Google. Deci, acest titlu a fost cel mai de succes titlu pe care noi l-am făcut vreodată, pe stilul tău. Da? Informația este foarte bună, însă titlul este extraordinar. Și de ce am avut succesul ăsta? Tocmai pentru că am folosit exact cuvintele pe care fetele le-au folosit. Când ele și-au spus nevoile lor. Deci am aflat nevoile și am făcut un produs cu acest titlu.
A avut o rată de download cea mai mare. Până acum, cred că sunt 2 sau 3 ani de zile de când am făcut lucrul ăsta. Și de atunci n-am mai avut așa succes cu un material. Deși am făcut altele și folosind aceeași strategie. Însă atunci a fost ca o magie, pur și simplu. I-am folosit aceste 3 cuvinte pe care fetele le-au spus cel mai mult și a fost cel mai de succes material gratuit pe care noi l-am oferit. Bun. Ce am făcut eu pe personalitatea alfa? Foarte simplu. Acesta este un mic articol pe care l-am postat acum, cred că în 2008, da? Acum 2 ani de zile, chiar în decembrie era. Și se numea Spune-mi ce vrei. Și am pus oamenilor de pe personalitatea alfa 5 întrebări. Ce nevoi urgente ai? Ce abilități ai vrea să-ți dezvolți? Abilități care te vor face o persoană mai bună, mai fericită, cu mai multe rezultate. Ce vis ai în această viață? Pe plan afectiv, sexual, al relațiilor cu sex opus, ce vrei să înveți, dezvolți? Pe plan financiar, de afaceri, al câștigului material, ce vrei să înveți, dezvolți? Am primit 91 de comentarii. Din aceste 91 de comentarii, eu am putut să creez articole, să creez câteva capitole din cartea Personalitatea Alfa. Deci pur și simplu m-a ajutat să creez toate materialele mele, pentru că eu din răspunsurile oamenilor am aflat exact ce au ei nevoie. Și de aceea am avut și succes. Am vândut peste 2000 de cărți Personalitatea Alfa până acum. Doar pe blog, doar online. Tocmai pentru că n-am mai scris ceea ce cred eu că e bine pentru oameni. Ci pur și simplu i-am întrebat. Ce aveți nevoie voi acum? Ce v-ar ajuta pe voi acum în viața voastră? Și oamenii au spus. Și am putut să-mi remodelez materialele, să folosesc toate cunoștințele și abilitățile mele pentru a-i ajuta direct pe acești oameni. Foarte multe probleme vei descoperi că sunt comune la oameni, deși fiecare are și particularitățile ei, fiecare problemă. Da? Deci este foarte ușor, pe Messenger, pe blog sau oriunde, poți să începi să întrebi oamenii ce nevoie au ei și ce ar vrea să primească de la tine, în domeniul tău de activitate, bineînțeles. Dacă aș preda cursul de salsa, de exemplu, pentru că avem o persoană la Evolve care are un site foarte fain de salsa, lecții de salsa, aș putea să întreb, dacă ești începător, care sunt cele mai mari temeri ale tale ca începător la dansuri de salsa? Sau ce ai vrea să înveți prima oară? Și aș putea să modelez cursurile în funcție de nevoile acelei persoane, să-i ofer exact ce are nevoie. Da? Bun. Apoi, dincolo de aceste lucruri foarte simple și ușor de folosit de câte oricine, deci să punem întrebări și să ascultăm și să folosim exact cuvintele pe care oamenii le folosesc, da? Nu uita, am luat la stilul tău exact acele cuvinte. Atenție, iubire, respect și le-am folosit când le-am oferit oamenilor înapoi ceea ce le-am oferit. Dar e foarte important să folosim cuvintele pe care oamenii le folosesc când ne spun problemele lor sau dorințele lor sau nevoile lor. Apoi, poți să faci chestionare. Următorul pas la care noi am trecut după când am văzut că avem mare succes cu această metodă, adică de a afla nevoile și apoi a crea materiale și conținut, următorul pas a fost să creăm chestionare. În mod gratuit, poți să folosești, de exemplu, am găsit pe Google, caută, cum să faci un chestionar pe Google Docs. Dacă folosești Google Docs sau Google, aici așa ai exact un tutorial despre cum să folosești Google Docs pentru a crea chestionare, în care pui întrebări și după aia le dai la cât mai mulți oameni să-ți răspundă. Poți pe Yahoo Messenger, pe forumul, pe blogul tău, poți live să le scoți la imprimantă, să le dai la oameni să le completeze. Apoi, cum să faci chestionare pe Facebook? Din nou, caută pe Google cum să faci chestionare pe Facebook și îți dă această pagină. Da? Și vei afla cum să faci chestionare pe Facebook. E bine, pentru că eu am nevoie, la nivelul la care mă aflu acum cu business-ul meu online, am nevoie de o unealtă profesională care face chestia asta. Am Instant Form Pro. Aceasta este adresa, instantformpro.com. Și așa arată înăuntru administrarea. Și ți-am pregătit o mică surpriză. Ți-am făcut un chestionar ca să vezi exact cum folosesc această unealtă, chestionarul. Pur și simplu, dacă vreau să adaug, eu l-am făcut deja, l-am terminat. Și vei avea un link spre el în mesajul pe care eu ți-l trimit când îți trimit această parte din bonus. Pur și simplu dau paragraf text. Și aici așa jos am paragraf, dau click pe el. Aici pun întrebarea mea. Apare aici frumos, da? Acum o să șterg asta pentru că n-am nevoie, chestionarul este gata deja, dar vreau să arăt cât de simplu este. Pur și simplu pot să dau save form. Da? O să șterg asta că n-am nevoie de el. Dau save form. Mă duce acum pe pagina de administrare, da? Acestea sunt chestionarele pe care noi le-am folosit. În arta seducției am avut aproape 800 de răspunsuri. Pentru stilul tău 1765. Pentru forum încă nu avem.
La relații de cuplu, vrem să facem o carte despre relații de cuplu. Avem 762 de răspunsuri. La personalitatea alfa, 1000 de răspunsuri. Deci 1000 de răspunsuri la un chestionar foarte lung, cu foarte multe întrebări. Reprezintă o comoară. Eu doar din acest chestionar pe personalitatea alfa, la care 1000 de oameni au răspuns, voi face în tot anul 2011 următoarele mele produse. E o comoară și o bogăție extraordinară, să vezi exact în amănunt ce dorințe, ce probleme, ce nevoi și ce urgențe au oamenii. Pot să-mi pun în slujba lor toate cunoștințele și abilitățile mele de psiholog. Mult mai ușor decât dacă aș face ce cred eu că e bine. Mi-am dat seama citind chestionarele că habar n-am ce nevoi și ce probleme au oamenii. Abia acum am aflat. Și acesta este chestionarul Evolve și personalitatea alfa pe care tu îl vei avea în e-mail. Care arată exact așa, îți arăt și cum arată, view form. Asta vei primi tu, printr-un link, am să te rog să-l completezi și ne va ajuta să avem o relație mai bună și ne va ajuta și pe mine și pe Paul Coman să-ți oferim lucruri mult mai bune în cursul Evolve și în cadrul bonusurilor pe care eu ți le ofer. Așadar, să recapitulăm. 1. Pui întrebările potrivite. 2. Îi motivezi pe oameni să-ți răspundă. 3. Extragi cuvintele, exact aceleași cuvinte pe care ei le folosesc. Și apoi creezi articole, PDF-uri, cărți, produse, absolut tot ce vrei tu, folosind exact același limbaj și același vocabular pe care oamenii le folosesc. Ți-am arătat câteva unelte, unele gratuite și această ultima pe bani. Vei avea acest chestionar pe e-mail, am să te rog să-mi răspunzi la el, e foarte important pentru mine și pentru tine, bineînțeles. Și acum, vreau să spun o chestie, vreau să fii atent la ceva, ca să facem încă un pas înainte rapid. Acest blog este în același stadiu în care ar trebui să fie și blogul tău, da? Am instalat o termă de WordPress pe site-ul Florine, nicolaflorina.com. Nu este nimic pe el. Ei bine, am mai făcut ceva aici așa în spate. Agenda. Florina își va lansa în această lună o agendă. Se cheamă agenda magică. Este o agendă cum nu mai există, cred că, în lume, la ora actuală. Florina și-a folosit toate abilitățile ei de psiholog ca să creeze cea mai utilă agendă pentru oamenii care vor să-și îndeplinească scopurile și visele în viață. Are 740 de pagini, ceva de genul ăsta. Și am făcut aici așa o pagină în care poți să faci o precomandă. Dar ce e foarte interesant e că de mâine am să te rog să fii foarte atent la blogul Florinei, nicolafluna.com. Vom face niște filmulețe gratuite pe care le vom da oamenilor ca ei să poată înțelege ce le oferă Florina. Florina îi va învăța pe oameni să-și atingă scopurile, cum să folosească o agendă, orice fel de agendă. Și apoi îi vom duce pe oameni, după ce le oferim aceste materiale gratuite, îi vom duce aici, pe pagina cu agenda, unde vor fi alte filmulețe cu Florina, avem deja unul, și poți să faci precomandă. Da? Cu poștă sau cu PayPal. Ei bine, vreau să-mi arăt o chestie drăguță. Florina are până acum 257 de precomenzi la agenda ei. Și vei vedea cum, folosind conținut de calitate pe care îl oferim gratuit, vom ajunge la 500, 600, 700, poate chiar 1000 de precomenzi la agenda ei, care încă nu este scoasă. Și acum vreau să-ți spun, singura diferență între tine care asculți acest bonus și îl vezi și Florina este lista. Deci Florina n-are alt avantaj față de tine. Agenda ei este abia un proiect în desfășurare, încă nu e gata, încă nu e scoasă la tipografie. Site-ul ei, după cum ai văzut, n-are nimic încă pe el. Și Florina va vinde probabil într-o lună, două, 1000 de agende și va câștiga în jur de 10.000, 15.000 de euro. Da? Aceasta este un model de afacere online. Ce are Florina și tu nu ai încă este lista de e-mail. Pentru că personalitatea alfa o va susține, stilul tău al Andrei va susține, arta seducției va susține, cei de la Startup Academy, oamenii lui Paul Coman, nu vor susține. Și practic toți oamenii de pe listele acelea vor afla de agenda ei. Dar factorul decisiv este conținutul de calitate pe care Florina va oferi. Gratuit. Vom face niște filmulețe cu ea. Și am să te rog să înveți și să fur, dacă se poate, meserie. Să vezi, eu voi lucra cu Florina și vom crea acele videouri care vor reprezenta conținut gratuit de calitate pentru oameni. Și acel conținut gratuit îi va determina pe oameni să comande și agenda. Nu îi obligăm să comande, nu e nimic ca vânzare cu forța, ci pur și simplu le spunem ce avem să le spunem
îi ajutăm să-și atingă scopurile mai bine și cum să folosească o agendă și le vom spune și noi avem o agendă. Dacă ești o persoană curioasă, te rugăm să o precomanzi. Da, am să te rog să fii foarte atent la cum vor fi create aceste materiale gratuite. În următoarea lună, în bonusul numărul 3, practic, de la Evolve, te voi învăța cum să-ți faci listă de e-mail. Pentru că, ce-am spus, singura diferență dintre tine și Florina este lista. Ea are susținere de la toate listele noastre. Și, practic, asta o face să aibă și succes. Dar crede-mă că și dacă n-ar fi avut o listă mare, tot ar fi putut să aibă succes. Așadar, învață acum să creezi conținut de calitate, pentru că în următoarele luni de zile îți promit că și tu vei avea produsul tău, pe blogul tău, vei avea o listă foarte mare de cititori și vei începe să faci bani, mulți, din afacerea ta online. Asta este promisiunea mea pentru tine. A fost și la început, este și acum. Și ai să vezi cum pas cu pas te apropii de misiunea ta și de îndeplinirea misiunii tale, care practic este să ai afacerea ta online, să faci bani din asta și să fii o persoană liberă financiar. Ok? După cum vezi, facem acești pași împreună și eu am pornit de la zero și cu site-ul meu stepoutbusiness.ro și cu site-ul Florinei. Și vei vedea pas cu pas cum împreună vom începe să facem toți bani. Îți mulțumesc pentru atenție, îți doresc spor la treabă și ne auzim în zilele ce vin. Ciao!